Bun găsit! Aseară, după ce concurenții au vizionat acele meme-uri făcute de către telespectatori, am văzut-o pe Gabriela că discuta cu Valentin și mie mi se părea că era puțin supărat, așa, afectat de ce a văzut, însă ea spunea că nu se simte bine, că o doare burta și că nu bagă oricum în seamă lucrurile astea, vrea să se axeze doar pe lucrurile constructive. Nu știu ce s-a întâmplat aseară, că am văzut că mai mulți concurenți se plângeau că nu se simt bine. Pe Roxana, iarăși am auzit-o că zicea că o doare burta. Cosmin iarăși se simte foarte rău. L-am văzut la masă cu Miruna, mâncau și Miruna îl certa că nu a mers la medic. În schimb, și-a făcut baie și a ieșit așa cu capul ud afară la țigară și Miruna îl certa pentru acest lucru. Iar Cosmin s-a arătat cam deranjat de faptul acesta. În schimb, surpriza zilei vine din partea lui George și a Dinei. Se pare că s-a rupt magia, s-a rupt lanțul de iubire. Am observat că toată după amiaza au fost extrem de distanți. Se poate observa asta și din imagini. După ce George a văzut materialul acela astăzi cu Denisa la petrecere, când îi spunea Dinei că să-l lase pe George, că nu e ce trebuie și că ea își dorea pentru ea ceva mai sus. L-am văzut pe George extrem de dezamăgit, cu toate că n-a recunoscut atunci în emisiune, dar mie mi se pare că este chiar afectat de cele auzite. E clar că nu i-a căzut bine, dar pe undeva eu mă așteptam, pentru că eu sincer mă așteptam să se întâmple asta, pentru că știam că pentru Adina este doar o situație de conjunctură asta cu apropierea lor și o face treaba asta doar ca să rămână așa până în finală în competiție. Îmi pare rău pentru George, în schimb că e un băiat bun, dar na, trebuia să revină și el cumva cu picioarele pe pământ.